Da, te-ai uitat pe ecran și ai văzut ceasul. Și mă uitam și eu pe ecran și am văzut că în Roma umbrela nu e potrivită doar pentru ploaie, ci și pentru călduri. Oh, da, dar nu numai la Roma, pentru temperaturi ridicate. Peste tot și la noi. Peste tot, dar voiam să subliniez că îmi place Roma. Am înțeles, foarte drăguț. Deci luați-vă umbrela astăzi. Luați-vă umbrela. Umbrelă, ochelari de soare, îmbrăcați-vă ca noi în culori deschise. Și beți foarte multă apă. Apă. Sucuri dulci, spun specialiștii, nu cafea în exces. Nu. Apă. Bineînțeles, nu alcool. Cel puțin 2 litri. De apă. Da. De apă. Sau ceai. Ceai neîndulcit. Bun, haideți să vedem cum stăm cu vremea la această oră. Un cer senin peste tot. Poate mai sunt așa condiții de ploaie prin nordul țării. În zona Maramureșului a plouat în această dimineață. Cea mai scăzută temperatură se înregistrează prin zona de est a Transilvaniei, dar nu la Miercurea Ciuc, ci la Toplița, 13 grade. Destul de bine și la Miercurea Ciuc, o vreme răcoroasă, la Ana Iorga, 15 grade Celsius. 26 de grade sunt la Timișoara, 24 la Oradea, deja la Craiova și la Tuzla, 28 de grade este cea mai ridicată temperatură a acestei ore. În zona Moldovei, la Suceava, 20 de grade deocamdată, iar la malul Mării, cam 25-26 de grade. 27 de grade este temperatura înregistrată în acest moment la stațiile meteo din București. Dar nu va rămâne așa, vremea va fi din ce în ce mai caldă, la amiază va deveni canicular în jumătatea sudică a țării, unde se vor atinge maxime între 37 și 39 de grade și unde se va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că temperaturile resimțite vor fi cu mult mai ridicate, cu siguranță de peste 40 de grade. 29 de grade astăzi Baia Mare și Cluj-Napoca, 31 de grade la Sibiu, spuneam de Miercurea Ciuc, că sunt 15 grade acum, dar se încălzește și acolo, 28 de grade Celsius maxima, 32 de grade la Iași și 31 la Constanța. Atenție! Drobeta, Craiova, București, 37, poate chiar 38 de grade Celsius. Mă întorc la prognoza pentru capitală. De-abia mâine seară e posibil ca atmosfera să se mai răcorească puțin, pentru că sunt anunțate ploi ce pot avea caracter torențial, intensificări de vânt și vorbim de o temperatură puțin mai scăzută față de cea de astăzi. 36 de grade, 35 de grade sunt prognozate vineri la amiază, iar sâmbătă se pare că în București vor fi cam 34-35 de grade. Pe litoral, 31 de grade astăzi la Mamaia și Costinești, o vreme ceva mai răcoroasă, dacă putem spune așa, la 29 de grade pentru stațiunile Neptun și Vama Veche. La munte, 25 de grade Sinaia, 27 la Predeal, o vreme ceva mai răcoroasă la Rânca. De menționat că în zona Carpaților Meridionali, astăzi va și ploua. Iar mâine, temperaturile încep să mai scadă puțin. 26 de grade Baia Mare, 33 de grade Oradea, Drobeta, Craiova rămâne mai cald în sud-estul țării, în Muntenia, în zona de sud a Moldovei, 36-37 de grade. Va fi destul de cald și în următoarea perioadă, iar meteorologii au o veste neplăcută pentru noi. De duminică încolo, temperaturile încep să crească din nou, se apropie de 40 de grade la umbră. Acestea sunt informațiile despre vreme. Revin și cu alte detalii mai târziu în jurnal.